Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Poiana lui Ocan. Bună seara și dumneavoastră, dragi radioascultători ai postului de radio Galaxy FM, post care preia în direct emisiunea noastră până la ora 22. 18 februarie, mâine, pe 19 februarie, deci, se împlinesc 80 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari poeți români de după, lansați după cel de-al doilea război mondial, Marin Sorescu. Alături de Nichita Stănescu, Marin Sorescu este un fel de senior al spectaculoasei generații poetice 60, un fel. E un senior, adică un reprezentant ceva mai în vârstă față de ceilalți care s-au născut majoritatea după 1943. Nichita Stănescu, născut în 1933, Marin Sorescu în 1936, au fost, așa cum încercam să vă spun, seniorii generației poetice lansate în anii 60, în perioadă sau generație numită de unii comentatori ai fenomenului literar, cea de-a treia generație de clasicism literar românesc, sau, altfel spus, generația care a refăcut filonul tradiției literare după perioada aceea de proletcultism din anii 50 și până pe la jumătatea, până aproape de jumătatea anilor 60. Un poet, prin urmare, de primă linie, un poet la care orice studiu literar privind poezia românească de după cel de-al doilea război mondial este obligat să facă referință. Un oltean născut în Bulzeștii Doljului, într-o casă de oameni simpli, de țărani, oameni isteți și cu inițiativă, un poet care a avut, ca și colegul său de generație, Nichita Stănescu, rolul de a contribui la schimbarea, la primenirea radicală a limbajului poetic românesc. De altfel, primele grupaje de poezie ale lui Marin Sorescu, înainte de a fi adunate în primul său volum de poezii, Singur printre poeți, apărut în 1964, a atras atenția divinului critic, atenția lui George Călinescu, cel care a comentat într-un registru extrem de elogios primele încercări ale acestui poet, văzând în el, cum să spun, un fel de port-drapel al poeziei românești din următoarele decenii. Certificatul acela de valoare, dacă vreți, dat de cel mai mare critic și istoric literar pe care l-a născut acest pământ, George Călinescu, avea să-l urmărească ca un blazon întreaga lui viață. Marin Sorescu și ca om, ca persoană, era un om, era un bărbat fermecător, un om, sigur, ca orice persoană atinsă de aripa talentului, de aripa geniului, având și unele și destule momente de ce puteau contraria, dar pe ansamblu un om de un farmec aparte, un om care nu putea lăsa indiferent pe nimeni. Nu vreau să mai insist asupra unora dintre momentele vieții sale. Indiscutabil a cunoscut gloria, a cunoscut și necazurile pe care ți le poate aduce gloria, gloria literară, a cunoscut și necazurile pe care ți le poate aduce lipsa de recunoștință a contemporanilor pe care i-ai ajutat să se lanseze. În sfârșit, mâine se împlinesc 80 de ani de la, sigur, nu putem lărgi foarte mult acest cadru, dar așa cum am promis, vom încerca pe măsura posibilităților noastre, în măsura în care și cadrul de emisie ne permite, să evocăm
așa cum ne pricepem, așa cum ne permite, repet, și cadrul acestei emisiuni, să evocăm personalitatea acestui mare poet român, care, iată, mâine ar fi împlinit 80 de ani dacă destinul nefast nu i-ar fi curmat firul existenței la doar 60 de ani, în decembrie 1996. Așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni și așa cum v-am și promis, voi citi din creația Soareșciană, astăzi nu un poem, cum am făcut în seriile anterioare, în săptămânile anterioare, ci două. O să încep cu un poem din ciclul La Lilieci, din volumul La Lilieci, intitulat În capul trebii. Titlul acestui poem o să fac o paranteză înainte de a citi, o să-mi prezint scuze dumneavoastră, stimații telespectatori și radioascultători, pentru faptul că sunt foarte profund deservit de voce, adică rău servit, nu? Asta înseamnă deservit. Sunt victima unor pusee de tuse seacă de vreo câteva zile, pe care nu știu cum să le stăpânesc. V-aș ruga, prin urmare, să îmi acordați circumstanțele atenuante, dacă aceste accese vor interveni în cursul lecturii mele. Deci, titlul poemului, În capul trebii, a făcut carieră teribilă, mai ales în jurnalistică și mai ales în jurnalistica post-decembristă. Capul trebii, știți dumneavoastră, când zicem În capul trebii, ne referim fără discuție la băieții veseli, băieții noștri, nu dragi, că tot ai noștri rămân până una alta, veseli, triști și așa mai departe. Băieții aceia pe care ori am ales, ori au fost numiți undeva în niște posturi de conducere și de care depinde, la urma urmei, calitatea vieții noastre, ca să nu lărgim prea mult discuția. În capul trebii. Din volumul La Lilieci. Neabanța trecea cu garnița cu apă și în dreptul ulucii lui Moș Gheorghe punea jos să mai odihnească. Bătea cu bastonul în poartă, avea un baston lung, noduros, de corn. Și venea moșul țeapăn, nu atât din cauza oaselor bătrâne, cât a pantalonilor groși de dimie și a minteanului, care îl țineau drept ca într-o armură. Așa scrobit îl țineau, parcă s-ar fi dus imediat pe calea cea înaltă. Mă fine, zicea Nae cu voce groasă, că săreau câinii. Ce se mai aude, mă fine? Am auzit eu că ăla, firar al dracului, mă s-a pus în capul trebii. Să vezi acum ce ne face. Nii, marș de aici, ho, ține, se răstea el la câine. Ei, nu mai spune, se prefăcea moșul că se miră. Începând să cure porumbul cu care se nimerise în mână și să arunce boabele la o cloță cu puii mărișori. Să vadă dacă puii au început să mănânce boabe. Ce să aibă el cu noi, mănașule? Pleca fiecare la ale lui bombănind. Ce să aibă ei cu noi? Ce să aibă ei cu noi? Ia uzi, mă, ce-a mai făcut curcil, zicea Banța, când își odihnea spre seară o altă garniță cu apă proaspătă, ca și când politica în comuna Bulzești se schimba de dimineața până seara. Bă, ăsta e dat dracului. Tot ca ăla de vorbire noi. Zi să-i zic, Clemenceanu ăla. E mare, domnule, e în capul trebii acolo. Și ăla de care vorbirăm noi ieri, știi, bă, ăla e tot în capul trebii. Mare rău, auzi? Sunt trei sunt acum mai mari și mai tari. S-au pus pe noi, pe Europa, striga peste gard, pe Europa. Ăștia ne vând și ne cumpără până la toamnă, dacă nu fie așa, iute să mă scuipi. Ei, dar cu sănătatea cum mai stai, moșule? Cum să stau mai fine? Mă, firarai dracului de sanitari, mă, ăla dinainte era bun. Îmi făcea injecțiile bine, dar ăsta nou de-a venit, bă, de la ușă mi-aruncă seringa în cur. Și acum mă trimite muierea la apă. Cât am fost copil, am fost supus la mama și la tata. Parcă ar fi zis supus la turci. La urmă am fost supus la armată, când m-am făcut mai mare. Și la urmă la nevastă, adică la neveste.
firariele ale dracului, că uite, se făcură 5. Ținuse 5 neveste, rău de fomei, zicea lumea. Dar eu când să mai fiu stăpân, domnule? Că uite, se duse viața. Să vezi dumneata când o-i cădea la pat, de noi mai putea, dacă asta de-am luat-o pe urmă, că s-a nimerit și ea mai așa, asta o să mă bage în pământ. Ascultă-mă pe mine. Da, cum? Ofta. Dacă nu o să-mi vândă ea țoalele alea bune, stai să cad la pat, că începe să mă îngroape așa în pielea goală, să vezi panorama. Taci, nașule, ce vorbă e asta? De-aia ți-ai luat-o mai tânără, să aibă putere să se ocupe de toate. Păi se ocupă, cum să nu se ocupe? Știi ce i-a făcut alu, frate meu? Că și ăsta e un mototol. Cât a fost el unde a fost, l-a făcut de râs, auzi? Dar și el când a venit, cât e de moale, i-a găsit în ladă scrisorile de la Ibovnici. Le-a luat pe toate și le-a lipit cu cocă, le-a afișat pe toate la primărie. Să vadă lumea ce moierea dracului ține el. Le citeau toți ca pe circulare. Râsul lumii, râsul lumii, uite așa sunt muierile. Ei, lasă, făcea moșul evaziv, mai e și gura lumii. Se auzea glasul nevestii din prispă. Printre vița de vie care îi ascundea fața, glas ascuțit ca de coasă. Banțo, îi zicea ea pe numele al mare. Dar nu mai vii odată, ori pusești de mămăliga acolo în drum. Ho, fă că viu, viu acuși. Să mai aflu și eu încotro se îndreaptă politica. Finu Gheorghe le știe pe toate, cu el nu mă mai satur de vorbă. De unde? Că numai Banța, adică el vorbea. Moșul îi răspundea cam în doi peri, că îl ținea la toată ziua de vorbă. Dădea să ia garanția de toartă și ea, și iar o punea jos. Da, curchi-l ăla, că de aici plecară, o să sparie lumea, e mare rău, a ajuns în capul trebii. Apa se tot clătina în garniță, o mai aranja el să nu stea căldarea pe coastă și pe urmă o ridica oftând și pleca. Bă, când noi mai putea să ridic garnița, mie n-o să-mi aducă nimeni apă. O să mă tărăsc eu să iau cu cana de la fântână. În capul trebii, din ciclul Lali Lieci. Și acum o poezie, desigur, de tinerețe, foarte cunoscută, cu atât mai mult cu cât ea a figurat în foarte multe manuale școlare, în foarte multe programe școlare, cu atât mai mult cu cât e, la urma urmei, chiar foarte cunoscută. Poate cea mai cunoscută poezie din creația lui Marin Sorescu. Trebuiau să poarte un nume. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepieptănată de crai. Și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau mai simplu ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și Scrisoarea a treia. Dar fiindcă auzeau mereu lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale. Decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și Munteniei și ai țării Bârsei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea de ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochi mari cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea chirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca niște lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume,
li s-a spus Eminescu. Te salutăm în eternitate, domnule prinț al poeziei, Marin Sorescu. Fie ca mâine să fie chiar o sărbătoare a poeziei în general, în mare, cu atât mai mult cu cât e și un sfârșit de săptămână, e și un februarie incert, care iată ne face să pendulăm între seninătate și tristețe, între sănătate și boală și așa mai departe. Fie ca să ne vindecăm de toate cu poezia unuia dintre cei mai mari poeți români, Marin Sorescu, cu poezia în general. Și pentru că suntem la capitolul acesta al aniversărilor, să mai spunem că nu mâine, ci poimâine, pe 20 februarie, se împlinesc 92 de ani de la nașterea altui mare scriitor român, afirmat în perioada postbelică, prozatorul, eseistul, romancierul, novelistul, criticul și istoricul literar Eugen Barbu. Doi coloși ai literilor române pe care îi avem de sărbătorit, fiecare în felul nostru, fiecare după ritmul și după ambianța sufletului nostru, fiecare după afinitățile lui elective. Da. Numai că viața noastră e mult mai, așa cum știți, ca de obicei, și cum precizez de fiecare dată când încep cu subiecte care au măcar virtutea de a ne transporta într-o altă zonă a existenței și de a ne scoate din noroiul prozei, noroiul greu al prozei, nu? Cum ar fi zis un poet. Numai că, repet, reiau ideea, viața noastră e mult mai complicată și în loc să avem parte de cât mai dese întâlniri cu artele, cu poezia, ne întâlnim cu tot felul de evenimente, tot felul de neghiobii ale istoriei contemporane care ne întorc bucuria în scârbă, ca să-l citesc pe același Eugen Barbu de care vorbim cu câteva momente mai înainte. Cu ce am putea începe, stimați telespectatori și radioascultători? În primul rând cu o chestiune care atât de mult seamănă mizerie balcanică, românească, cum să-i zic, încât nu, aproape că mi-au dispărut și adjectivele, și invectivele, și tot ce aș fi putut folosi pentru a demasca această mârșăvie, aproape că mi-au dispărut. Mi-a dispărut și indignarea, și până și revolta, și starea aceea de... În sfârșit, v-am amintit și luni că, în ceea ce mă privește, eu înțeleg să mă solidarizez moralmente și din punct de vedere profesional cu mizeria prin care, cu ticăloșia care li s-a înscenat celor de la Antena 3 de către ANAF. Așa ceva nu se poate petrece într-o țară civilizată, indiferent câte argumente mi-ar aduce unii și alții. Deși argumentele celor care au recurs la respectiva ticăloșie, la respectiva mârșăvie, care echivalează cu un pumn zguduitor în gura presei, acel gest, acel eveniment, acea mizerie, nu are cum, eu știu, nu are absolut niciun fel de justificare, repet, cum încercam să vă spun, iată că și pierd coerența ideilor, nu are absolut nicio noimă, nicio justificare. Da, să obligi Dita Mai Trustul de presă, format din 5 televiziuni și o publicație tipărită, să părăsească sediul în 5 zile, că așa vor mușchilor. Se invocă niște hotărâri judecătorești. Nu intru în amănunte de genul acesta, o hotărâre judecătorească care trebuia dusă la îndeplinire, numai că respectiva hotărâre fusese dusă la îndeplinire, sediul respectiv fusese intabulat, era deja al statului, oamenii aia
se chinuiau să obțină o aprobare de a sta în chirie acolo. Nimeni nu le-o acorda, pentru că de fapt nu se dorea. Toate împrejurările acestea, stimați telespectatori, care s-au petrecut în legătură cu postul de, cu postul de trustul de presă intact, cu postul de televiziune Antena 3 în primul rând, ne-au readus în memorie cele mai, cele mai triste momente ale vieții noastre, pe care le credeam depășite, uitate, acolo, într-un străfund de memorie. Așa ceva nu se, nu se poate. După reacțiile care s-au petrecut, după reacțiile care s-au petrecut în urma acestui desant de inși, de ofițeri de la ANAF, ne dăm seama foarte clar că nu scrupulul juridic, indiferent că și ăla e foarte subțire, oricum l-am luat, nu acele scrupule juridice au stat la baza intervenției acolo, ci pur și simplu dorința expresă ca vocea postului de televiziune Antena 3 să înceteze. Un post cu bunele și cu relele lui, nu-l ia nimeni în brațe și fără niciun fel de spirit critic acest post de televiziune, dar un post care are măcar un singur merit, acela de a se fi opus cu toate forțele lui, mai bine, mai puțin bine, mai inspirat, mai puțin inspirat, astea sunt lucruri care se pot discuta, s-a opus dictaturii băsiste care s-a întins ca o plagă peste istoria contemporană a României vreme de 10 ani. Nicio altă publicație, nicio altă televiziune nu se poate lăuda cu așa ceva. Cu tot ceea ce li se poate imputa, că oamenii pot fi iubiți, adorați, dimpotrivă, detestați, huliți, urâți și așa mai departe, merit ce al lor este pus deoparte. Nu în ultimul rând, postul de televiziune Antena 3 are și a reușit să-și adune în timp o mână de profesioniști în ale jurnalisticii, de valoarea cărora cred că nu se îndoiește nimeni, oricât de invidios ar fi, oricât de tare, oricât de mare ar fi invidia unora. Au, după părerea mea, câțiva dintre cei mai buni jurnaliști de investigație, nu stau să-i numesc, iar derapajele inerente pe care le-am putea constata, nici eu nu preiau chiar totul fără niciun fel de obiecțiune, fără niciun fel de rezerve de la ceea ce se întâmplă la Antena 3, sunt destule chestiuni care nu plac. În primul rând, infatuarea directorului Antenei 3, Mihai Gâdea, care, mă rog, o fie la anfitrionul unei emisiuni de succes, dar are un fel de trufie care, cum să spun eu, autostudiată. Omul se studiază pe sine, se uită în oglindă foarte des, vrea să fie un fel de one-man show, nu reușește pentru că n-are nici sclipirile lui Mihai, lui Mircea Badea, de pildă, n-are nici logica unui Răzvan Dumitrescu sau a unui Adrian Ursu, n-are nici temenicia, nici tenacitatea câtorva femei care lucrează acolo, Sandra Stoicescu sau Dana Grecu sau Adina Anghelescu. N-are nici pregătirea juridică a unui colaborator constant al Antenei 3, Răzvan Savaliuc. E unul dintre personajele care pe mine cel puțin mă exced, mă enervează. Dar asta n-are importanță. Sunt lucruri care n-au... Putea să fie cel mai slab post de televiziune, cel mai hulit, cel mai neperformant post de televiziune, dar să vii cu asemenea trupe și recurgi la niște abuzuri incredibile, cu filmări, cu amenințări, cu fotografieri, cu declarații, cu amprentări și așa mai departe. Asta iese din ceea ce numim noi statul de drept. Bine, noi știm de unde li se trage acolo. Noi știm de unde li se trage. De la statul de drept, de la structurile statului de drept, între ghilimele, desigur, unele dintre ele, nu toate, lăsate moștenire de Traian Băsescu, care în marea lui ipocrizie se plânge de respectivele structuri că l-au abandonat, că nu sunt recunoscătoare și așa mai departe. Nu, războiul lui Traian Băsescu cu Antena 3 continuă și se pare că ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută era menit să fie punctul final al acestuia. Scuzați-mă, vă repet.
Bun. Nu trebuie să se întâmple așa în România. În România, chiar prin Constituție, este interzisă suprimarea, lichidarea, închiderea, suspendarea unei publicații, oricare ar fi ea. Dacă e să dispară o publicație, o un trus de presă, o televiziune, un radio, păi să dispară prin pe mâna ei. Nu să o închidă alții. Că nu convine una sau alta din ceea ce produce respectiva publicație. Nu s-a murit, repet, o frază spusă de foarte mulți, dar în cazul acesta, chiar cu mare îndreptățire, nu s-a murit degeaba la Revoluție ca să vină niște satrapi din ăștia cu ghetele, cu pumnii, cu tot ce vreți, să închidă gura presei. Li se poate reproșa că vai, 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 ce? Păi dar e deja partizan, ar fi o televiziune partizană, acum văd că i-au pus în cârcă faptul că ar fi televiziunea, cum se zice, cum îi ziceau, domnule, PNL TV, ar fi televiziunea PNL-ului. Mai înainte că ar fi USL-ului. Domnule, dar celelalte televiziuni, asta e întrebarea, nu reprezentau niște ideologii politice, un punct de vedere. Faptul că această televiziune a reușit să cumuleze de-a lungul anilor un public pe cât de numeros, pe atât de variat și să atingă performanțe în ceea ce privește audiențele greu de atins de alte televiziuni de știri, e un lucru care vorbește de la sine. Nu chiar toată lumea e idiotă. Nu. Nu puține televiziuni se laudă cu publicul pe care îl are Antena 3. Acest lucru e o chestiune care nu poate fi contestată de nimeni. În sfârșit, o să mă abțin de la alte comentarii personale. Vreau doar să vă prezint niște puncte de vedere pe care le-am considerat extrem de echilibrate, de sănătoase și de nepartizane, pe care le-am găsit în publicațiile bucureștene. Și dați-mi voie să vă prezint câteva dintre ele. Legalitate cusută cu ața albă e un editorial din Cotidianul, semnat de Ioan Viștea. Se cheamă autorul, n-am auzit de el, e prima dată când îi văd numele, s-ar putea să-l fi scăpat eu din vedere. Da, o să vă prezint acest editorial pe fragmente, nu chiar tot. Odată cu pledoaria premierului Cioloș din Senatul României, nu vă mai amintesc că problema e știută, Cioloș a fost convocat de Tăriceanu în Senat pentru a discuta acest abuz incalificabil al unora dintre structurile statului român. Ăsta e punctul meu de vedere. Orice chestiune ar veni, nu e abuz grosolan, e o mizerie, o infecție. Dar în sfârșit, ce cred eu e mai puțin important. Hai să vedem ce mai zic și alții. Odată cu pledoaria premierului Cioloș din Senatul României pentru legalitatea acțiunii în forța ANAF, de la Trustul Intact, lucrurile devin clare. Ordinului pe unitate trebuie să îi se supună chiar și un prim-ministru tehnocrat cocoțat în dregătorie, fără îndoială, la semnalul aceluiași ordin de front. Trebuie să se supună și nu oricum, ci într-un fel fără cârtire și fără nuanțe. Prilej cu care se confirmă bănuiala că premierul Cioloș nu este decât un instrument, o curea de transmisie și că în toată animația păpușerească a scenei, gestica, tonalitățile și decorul sunt asigurate de actori profesioniști ai manipulării. Profesioniști cărora se vede bine că nici nu le mai pasă dacă transparența abuzului bate ori nu la ochi, nici de efectele lui, măsurabile în reacții imprevizibile, odată scăpate de sub controlul cuiva. În fond, premierului Cioloș i s-a pus în brațe un cartof încins pe care nu s-a priceput cum să-l scape mai bine și mai credibil din mână și fără ca nepriceperea sa să nu lase urme, să nu trezească îndoieli și grave suspiciuni.
Cum ar fi aceea de pildă că oameni ai regimului Băsescu, rămași în sistem și cu nașul în suflet, ori, de ce nu, poate chiar domnia sa, păi, Cioloș, e un băsist, ce să mai e, deloc bine acoperit. E un băsist de tradiție, să nu mai pomenim de alte minuni. Cum i-am zis, băiatul ăsta, Cioloș, băiatul ăsta, care seamănă cu, așa, ca fizionomie, cu un fel de soldat dezertat din oastea lui Robin Hood. Da, dar să nu ne îndepărtăm, să reluăm, să recapitulăm. În fond, premierului Cioloș, cu cartoful încinst. Cum ar fi aceea de pildă că oamenii ai regimului Băsescu, rămași în sistem și cu nașul în suflet, între care e și dumnealui, aș adăuga eu, ori de ce nu, poate chiar domnia sa, aflat cândva atât de aproape de un naturel simțitor, așa cum a fost cel al demisului nației, vor să-i traducă în fapt o mai veche obsesie și o la fel de veche sete de răzbunare. Intervenția din Senat a premierului n-a acoperit și nici n-a pus în umbră bănuielile, tot așa cum legalitatea acțiunii ANAF pentru care se pune chezaș apare ca o legalitate cusută cu ață albă și cu fireturi șubrede, mai adaugă autorul. Da, pentru că povestea antenelor, având deja un istoric tranșat din punct de vedere juridic, atenție, tranșat din punct de vedere juridic în instanță, ar fi trebuit să-și afle sfârșitul într-o simplă procedură administrativă, pentru care, iată, răgazul unui an și jumătate n-au fost de ajuns. Timp în care, bombardată de trust cu zeci de adrese de solicitare de închiriere a spațiului contra unei sume convenabile de comun acord, ANAF a răspuns pe limba mutului, cu tăcere, adică. De unde se vede cât se poate de limpede că în loc să învingă pragmatismul, dreapta măsură și bunul simț, în relația cu un contribuabil de bună credință și bun platnic, ANAF a fost învinsă de frica de DNA și de puterile ei discreționare cu demonstrate conotații politice. Așa cum se știe, frica naște tocmai reacții disproporționate de încordat și de arătat mușchii, exact ce a reprezentat descinderea supradimensionată și în forță de la sediul antenelor ca parte a unui scenariu cu bătaie mai lungă, aceea ca posturile TV rămase o vreme pe drumuri să rămână și fără licență, să rămână și fără licență, fapt ce ar de conspira și premeditarea și caracterul nedemocratic al acțiunii. Sunt câteva enunțuri din articolul acestui domn Ioan Viște, cam așa, parcă ziceam că îl cheamă, care ating exact fondul problemei. Apar firești și n-ar mai trebui să mire pe nimeni și nici să nască aprecieri injurioase și defăimătoare, reacțiile de supărare, indignarea și revolta jurnaliștilor de la Antena 3, de la antene în general, față de care, alminteri, am avea destule rezerve, iată, problema cu rezervele o ridică și autorul articolului, din Cotidianul, am avea destule rezerve și reproșuri, printre altele și pentru felul ostentativ și vanitos în care și-au asumat tentația de a deveni monopoliști. Declarația ai derapajelor și ai antibăsismului din media românească. Nu că ar fi monopoliști, dar sunt oameni care s-au luptat la propriu cu regimul Băsescu, asumându-și toate riscurile de rigoare. Acest lucru nu li se poate contesta. Dacă a fost cineva care să se ia la trântă cu regimul Băsescu, cu tarele regimului Băsescu și cu exponenții lui, acesta a fost postul Antena 3. Lucrul nu poate fi contestat de nimeni, oricât de răuvoitor ar fi. Oricât de mult i-ar urâ, i-ar disprețui pe jurnaliștii de acolo. Reacțiile sunt de înțeles, cu atât mai mult cu cât practica dublei măsuri a început să devină prea de tot sfidătoare pe cât de greu de înghițit. Măsuri punitive de urgență, cum sunt cele de acum aplicate trustului intact, care nu reprezintă o excepție,
de o parte, o mare lejeritate și o lentoare pe măsură față de jaful de la ANRP, care nu s-a lăsat nici cu sechestre, nici cu confiscări, pe măsura uriașelor prejudicii de cealaltă parte. Da, ANRP-ul aia cu restituirea proprietăților unde s-au mâncat la bani, ce n-a cunoscut întreaga istorie a sud-estului european. E, pe băieții ei lasă în pace. Îi lasă să, mă rog, să vegeteze acolo, să-și mai guste din rație de libertate, din, mă rog, sinecurile astea de natură juridică pe care le-au acordat diferitele instanțe și așa mai departe. Deci cu aia se poate. Băieții ăștia care își plăteau și datoriile la stat, care se chinuiau să reziste avându-și patronul în închisoare pe motive, iarăși, pe care nu le discutăm acum, poate va veni și vremea aceea să le discutăm cu adevărat și în dreapta lor lumină. Dublul standard, dubla măsură este un alt element care într-adevăr deranjează pe lângă abuzul grosolan pe care l-au comis cei de la ANA. Evidențe greu de sesizat, acestea de care vorbim, de un prim-ministru care de 3 luni de zile face potecă la Bruxelles fără niciun folos vizibil, declarații principiale și fandări tehnocrate în fața realității, în vreme ce ea, realitatea, e invalidă de orizont, e tot mai precară și tot mai înjurată de mamă, deoarece crește pe zi ce trece insecuritatea cetățeanului, nu doar cea sanitară și alimentară, cât mai ales cea a libertăților fundamentale, ca și cum cineva, străin de interesele lui și ale țării sale, ar vrea să îi scrie după dictare și viața și destinul. Pentru că evenimente ca acele de acum de la Antene pun în discuție nu doar libertatea presei și de opinie, ci libertatea însăși. Iată o frază esențială. Într-adevăr, libertatea însăși. Abuzul de acum, tradus de premierul Cioloș în limba tehnocrată, drept legalitate, poate că nu e decât antrenamentul prin care se încearcă lărgirea crăpăturii de ușă, prin care să se strecoare fața hidoasă a dictaturii, căreia de mult timp ne încăpățânăm ai vedea doar pomada și fardul, fără să ne gândim cât de mulți și de bine antrenați sunt cei care abia așteaptă să ne arate că virusul său e mai prezent, mai activ și mai ușor de inoculat decât toți virusii neștiuți de astăzi care ne omoară copiii. Formidabil editorial. Formidabil editorial, stimați telespectatori. Formidabil de exact și cât se poate de nepărtinitor, inclusiv sub aspectul concluziilor, asupra viziunilor, asupra urmărilor care se prefigurează ca urmare a acestui incident incredibil pentru România anului 2016. Legalitate cu sută, cu ață albă. Exact. Esența fenomenului la care noi facem referire. Sigur, nu mai aducem în discuție faptul că probabil această descindere, acest desant a venit la numai o zi sau două după ce în niște emisiuni ale Antenei 3 s-a devoalat faptul că celebra judecătoare Camelia Bogdan, aceea care l-a condamnat pe Voiculescu la 10 ani în pușcărie și pe lotul ICA, cu 10-11 oameni la nu știu câți la ani grei de pușcărie, a fost într-o situație, în perioada când a dat sentințele, a fost într-o situație de gravă incompatibilitate, primind bani pentru un sejur la Poiana Brașov, chipurile pentru niște cursuri, din partea părții implicate în proces, din partea Ministerului Agriculturii. Deci primești bani de la partea adversă, așa, și vii și dai peste numai câteva zile sentința într-un proces în care partea adversă, ceilalți, trebuiau puși cu botul pe labe, cum se spune. Trebuiau condamnați. Așa, ca să nu se mai știe nimic.
Deci scandalul ăsta a venit chiar la o zi sau două după ce devenise notorie incompatibilitatea gravă, ca să nu spunem, să nu folosim alți termeni, în care s-a aflat în perioada respectivă judecătoarea Camelia Bogdan. Așa se întâmplă în România și se pare că de toate aceste chestiuni nu este străin binomul, pentru că celebrul binom. Și pentru a vedea, bine, nu mai vorbim de lucruri sfinte, precum solidaritate de breazlă, foarte rare situațiile în care câte un reprezentant al vreunei publicații, al unei televiziuni, a avut tăria și curajul, de ce nu, de a ieși pe post, de a își consemna punctele de vedere pe rețelele de socializare sau în presă. Foarte rare cazurile când astfel de oameni au înțeles să ia apărarea și să se declare solidari cu colegii de la Antena 3. Nu, solidaritate de breaslă nu există. Fu nevoie doar de exprimarea unor păreri ale lui Klaus Iohannis, care au fost, mă rog, care a încercat să împace capra, varza și așa mai departe, dar ce să împace Klaus Iohannis, că băiatul ăsta e lipsit de nuanțe. Și fu suficient să iasă în fața microfoanelor cu o declarație în care încerca să se arate nepărtinitor și să sprijine, mă rog, într-un fel discret, ultra-discret, cauza celor de la Antena 3, că săriră din băncile lor cei de la evenimentul zilei. Și îl făcură arșice, stimați telespectatori și radioascultători, pe nenea Klaus. Arșice, pur și îl făcură președinte de tinichea, vai de mama lui, ca să vedeți cât de multă ură este înmagazinată în anumite zone ale presei și societății române. Firește, ce să mai e, că nu e numai un secret pentru nimeni. Cuibul de băsiști, cuibul de talibani băsiști e la evenimentul zilei, pe la B1 TV, pe la alte câteva oficine din acestea și firește, ăștia au ieșit imediat, au sărit din balamale. Violența cu care sărirea asupra lui Klaus Iohannis, un președinte față de care eu am mari, mari rezerve și, mă rog, nu e prima dată când le exprim, violența cu care au sărit în spatele lui Klaus, lui Santa Claus, e cât se poate de elocventă pentru adevărata lor stare de spirit și pentru devoalarea stăpânilor în slujba cărora sunt. Respectiv, bine, omul Băsescu și așa mai departe. Și Băsescu, păi da, se putea să nu... Și Băsescu, atacul la care s-a dedat Băsescu la adresa lui Klaus Iohannis, spune cam totul despre ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și spune cam totul despre faptul că s-a încercat nu intrarea în drepturi a legalității, nu punerea în fapta unei hotărâri judecătorești, ceea ce nu era cazul, ci s-a încercat închiderea respectivului post de televiziune într-un an electoral când prestația lui ar fi putut deveni periculoasă pentru temiri care tabără. Asta e. Vorba unui clasic în viață. Da, haideți să mai vedem un material. Tot în Cotidianul, dar un alt punct de vedere, semnat de Grigore Culian. Așa, afacerea Antena 3 văzută de peste ocean. Dați-mi voie să vă prezint și asta, să vedem cum este văzută de peste ocean afacerea Antena 3. Gealații de la ANAF intră în forță peste anteniști, îi somează să-și facă bagajele și le ordonă să dispară în 5 zile. Nu mai contează că aveau contract de închiriere cu statul sau nu, că banii încasați din chirie se duc la buget, adică reintră în buzunarul românului contribuabil, că nu exista un chiriaș mai bun care să plătească mai mult, deși asemenea tranzacții nu se fac în ultima secundă, că important e că locul să rămână gol. Altă chestiune esențială. Important era ca locul să rămână gol. Chiar dacă 5 televiziuni nu se pot muta în 5 zile, ce coincidență de cifre, chiar dacă banii nu mai contează. Nici cei proveniți din chirie, nici cei din taxele neîncasate de stat de la o afacere care nu mai funcționează. Iată o acțiune, zice Curianu,
tipic românească în care toată lumea pierde. Să fim înțeleși, nu e vorba de Antena 3 și sau de sateliții ei, putea fi oricare alt post, e ceea ce ziceam și noi, și putea fi oricare alt post de televiziune călcat de fisc. Important e că statul, consoana L de la călcat, e pusă între paranteze, ceea ce ne duce cu gândul că oricare alt post de televiziune putea să fie nu doar călcat, ci și călcat fără consoana L. Așa, adică îngropat în fecale, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Important e că statul pierde bani, banii românilor. Soluția era simplă, vânzarea sau prelungirea contractului de închiriere, fiindcă ambele variante aduc bani la buget. Cui i-ar conveni să vină fiscul și să-l arunce din casă în 5 zile, fără o înștiințare prealabilă și fără să răspundă la solicitările de negociere? Plus că un chiriaș care investește în imobilul închiriat are întotdeauna prioritate în fața unui potențial nou venit. Deși aici nu e cazul. Și cum se poate recupera prejudiciul dacă locul nu e nici vândut, nici închiriat? Iată o întrebare de bun simț. E la mintea cocoșului. Bine, nu al lui Dorin Cocoș, fără îndoială. Se vede și de peste ocean că avem de-a face cu o încercare de a pune tălpi unui post TV, oricum s-ar numi el, că nu banii sunt problema. Trăiesc în America de 28 de ani, zice autorul. Grigore Culianu îl cheamă. Trăiesc în America de 28 de ani. Fac presă pe cont propriu de peste 20 de ani. Și toată povestea asta mi se pare o făcătură prost regizată și pusă în aplicare la fel de prost. Îndrăznesc să fac o comparație între ANAF-ul românesc și IRS-ul american, care nu e atât de idiot încât să execute pe cineva care aduce bani la buget. Să zicem că IRS-ul recuperează o clădire prin hotărâre judecătorească și proprietatea are chiriași. Prima soluție, cea mai simplă, e scoaterea la vânzare și anunțarea clienților că trebuie să-și caute o altă locuință. Într-un termen rezonabil, câteva luni, niciodată 5 zile. Asta numai dacă se vinde imobilul, iar cumpărătorul îl vrea gol. Dacă statul proprietar optează pentru închiriere, prioritate au chiriașii deja existenți. Se negociază un nou contract la prețul pieței și se ajunge la o înțelegere pe câți bani. Toată lumea are de câștigat și americanii califică o asemenea afacere drept win-win situation. Mai există o situație rară în care chiriașul nu plătește chiria și trebuie evacuat. Acțiunea durează câteva luni, un judecător hotărăște eliberarea imobilului și emite un ordin de evacuare care, chiar dacă nu e respectat, se ajunge în ultima fază la executarea cu US Marshal. În concluzie, cazul Antena 3 și compania, statul român nu a vândut nici proprietatea și nici nu mai încasează chiria. Treabă românească, marca ANAF. Vuvuzelele propagandei băsiste au înroșit deja Facebook-ul cu postări care mai de care mai idiote, uitând să le spună românilor că vor plăti din buzunar acțiunea în forță a ultrașilor de la ANAF. Citesc mai rar că e ceva esențial. Vor plăti tot românii, adică tot noi. Ei vor plăti acțiunea în forță din propriul buzunar a ultrașilor de la ANAF în cazul Antena 3. Semn că prostia românească e greu de vindecat, păcat că nu doare. V-am mai citit, iată un punct de vedere al unui comentariu care face presă de peste 20 de ani în America, peste ocean, cum ar veni. Acum, sigur, sunt foarte multe chestiuni de discutat și chiar nu aș vrea să mă adâncesc foarte mult în comentarii și în detalieri. Până la urmă, mult invocata Curte Constituțională a României, ale cărei păreri sunt cerute pentru cauze obscure, mult mai neînsemnate decât ceea ce s-a întâmplat la ANAF, dacă ar fi solicitată să se pronunțe în legătură cu legalitatea intervenției ANAF, în mod normal, un singur răspuns ar fi:
al Curții Constituționale. Nicio publicație, niciun trus de presă nu poate fi suspendat, nu poate fi închis. E interzis prin legea fundamentală a țării. Chiar dacă intervenția celor de la ANAF nu era motivată de închiderea postului, dar efectele le poate vedea orice guguman, orice guguștuc, orice bătut în cap, orice prostovan, iertați-mi terminologia, pentru că altfel nu se poate. Se vedea de la o poștă că acesta este efectul. Închiderea, blocarea, terminarea definitivă a acestui post de televiziune. Deci singura soluție pe care eventual ar fi dat-o, dacă ar fi fost întrebată de vorbă stimata Curte Constituțională, în mod normal, doar aceasta ar fi fost. Tot ce s-a întâmplat, pentru că a avut ca efect închiderea unui post de televiziune, sau a unor posturi de televiziune, era o gravă încălcare a Constituției. Dar vedeți, pentru chestiunile, pentru cauzele mari, majore, nu se sesizează sau nu se alertează Curtea Constituțională. Da. Sigur, avem mult mai multe. Timpul însă trece, da? V-aș mai adăuga un titlu din Ziarul Național, nu Jurnalul, Ziarul Național de mâine. E un material, o tabletă excepțională, nu avem timp să o citim și pe aceasta, a reputatului scriitor Nicolae Iliescu, și care are titlul Antena 3 și răzbunarea prostului. Antena 3 știm cine e. Răzbunarea știm ce înseamnă, mai rămâne de identificat prostul, identitatea de detectat, de identificat prostul. Cine e prostul? Vă trimit mâine la Ziarul Național să citiți acest remarcabil material semnat de Nicolae Iliescu. Da, să începem, stimați telespectatori, și cu presa locală. Reapare într-o serie nouă Buletin de Mehedinți, fondator, al cărui fondator este colegul și prietenul nostru, Marius Ciribia. Reapare, e un moment de bucurie, după ceva timp în care Buletin de Mehedinți a avut doar o apariție online. Din titlurile, bănuiesc că el va fost un conținutul acestui săptămânal, acestui ziar, săptămânal, a fost detaliat în emisiunile noastre precedente. Ne facem datoria, plăcută datorie, de a anunța, de a vă enunța și câteva titluri de pe prima pagină. Marius Bălu, senator PNL de Mehedinți, o declarație a lui Marius Bălu. Timp de 4 ani, mehedințenii au fost mințiți, înșelați, manipulați, jefuiți, tratați ca o simplă masă de vot, fără drepturi, fără idealuri și fără viitor. Este vremea să oprim împreună treaba asta, iar viața noastră a tuturor să revină la normal. Păi dacă se întâmplă la București cu Antena 3 așa ceva, ce s-ar zice dacă, mă rog, cu același, dacă s-ar întâmpla? Chestiuni similare, și prin teritoriu, și prin, și în legătură cu organele de presă ale unor formațiuni politice care astăzi se cred pe cai mari, zicem și noi. Alt titlu. Primăria Drobeta Turnul Severin, bătălia pentru Severin, analiză oarecum obiectivă a șanselor candidaților la fotoliul de primar al municipiului Drobeta Turnul Severin. Daniel Cârjan, singurul candidat severinean, adică născut în Severin, probabil la sensul ăsta ne se referă autorul, singurul candidat severinean la fotoliul de primar al Severinului. Polițistul local Constantin Barbu regrete eterne pentru acest om deosebit și bun profesionist. Polițistul local Constantin Barbu condus pe ultimul drum. Sunt pe paginile 6 și 7, avem trimiterea acestui important, acestui articol de pe pagina 1 legat de analiza șanselor candidaților la primăria severineană. Bătălia pentru Severin, da, și vedem aici analizați în
pe spații destul de largi. Îi vedem pe Daniel Cârjan, pe Ion Sârbulescu, pe Marius Creciu, pe Romulus Vâlcu, pe Gheorghe Constantin și pe doamna Gabriela Dobrută. O doamnă care chiar nu știu ce caută în partidul lui Băsescu, dar probabil că, mă rog, nu că ce caută, e opțiunea dumneei, fără îndoială. M-am mirat oarecum, știind o femeie deosebit de capabilă și de aerisită în materie de management. Parcă aș fi văzut-o mai degrabă, bine, e un punct de vedere personal, aș fi văzut-o mai degrabă candidând ca independentă, cu mai multe șanse, părerea mea. Dar, mă rog, e doar o părere strict personală. Toți mehedințenii avem dreptul la o viață normală, declară domnul Marius Creciu. Editorial semnat de Corina Macavei. Impotență și bat jocură. Priveam cu tristețe zilele trecute cum sute de severineni, marea lor majoritate bătrâni, sunt batjocoriți și ținuți în frig în fața direcției de taxe și impozite locale din municipiul nostru. Ținuți în frig din cauza unei interpretări aberante a prevederilor noului cod fiscal de către niște funcționari publici care nu pot să înțeleagă o lege. Editorial semnat, repede, Corina Macavei. Modernizarea prin forțe proprii, semnează Dumitru Stoichiță. Și mai avem aici un comunicat de presă al Andrei Paul, prim vicepreședinte al PNL. Blitz, zodia iubirii, semnează în stilul său inconfundabil Marius Cilibia. Dibaciu, care probabil tot dumnealui se ascunde în dosul acestui pseudonim, Bâlciu deșertăciunilor despre pariori, tematică sportivă, fotbalia, despre fotbalul autohton, deci, și publicitate. Încă o dată, ne bucurăm de revenirea în piața media severineană, în piața media print severineană a buletinului de mehediți. Da, datina, mai avem, stimați telespectatori și radioascultători, da, mai sunt câteva minute până când ne vom despărți de radioascultătorii noștri. Avem și datina. Datina. Dacă doar visăm după 1990, să visăm științific. E un comentariu semnat de George Burețea. Spitalul în focurile acreditării medicale. Așa. În interiorul ziarului ce mai vedem. Disperare. Buletin informativ, pompierii mehedințeni alertați zilnic, manager cu concurs la Spitalul Județean, ajutoare sociale cu declarații false, sute de asistați sociali din județul Mehedințe au beneficiat ilegal de ajutorul social, cornul și laptele revine în actualitate spre bucuria micilor școlari, în actualitatea mehedințeană vorbesc, percheziții DNA la primăria Sfântul Gheorghe, jandarmii, școala, frica și educația și alte materiale la zona de publicitate, sport, magazin. Stimați radioascultători, e momentul să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Vă așteptăm pe calea undelor și joia viitoare pentru a auzi noi și interesante ecouri din Poiana lui Ocan. Cu domniile voastre, dragi telespectatori, ne vom reîntâlni după o scurtă pauză de publicitate.